Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal de YouTube, unde vorbim despre parfumuri. Astăzi povestim despre cele trei minunății de la Moncler, despre aura apă de toaletă, apă de parfum și aura sensuel. Mereu primesc întrebări despre parfumurile acestea, dacă seamănă între ele, care îmi place mai mult, și am zis să fac un video, așa cum o să fac și despre merișoarele de la Dior. O să vorbim despre Poison Girl, despre Hypnotic Poison, să vă spun și acolo care îmi place mai mult și de ce. Ajungem și la clipul acela, însă momentan vorbim despre aceste parfumuri cu un iz verde, dar un verde diferit. Cele trei parfumuri au asemănări, dar au și diferențe, bineînțeles. Mi se par destul de diferite încât să le am pe toate în colecție. Din păcate, pe EDP-ul nu prea îl mai găsesc. Nu prea se mai găsește, am înțeles că este discontinuat și EDP-ul și Aura Sensuel. Și acesta este discontinuat. Dar încă se mai găsește pe aici pe acolo, pe când apa de parfum nu prea se mai găsește. Și acesta are un verde intens, este o nuanță foarte frumoasă. Preferatul meu este Aura Sensuel. Și au același iz, avem ADN-ul, găsim un iz care... un iz prezent în toate cele trei și totodată ele sunt diferite. În primul rând, Aura Sensuel este ceva mai romantic. Ies în evidență niște flori aici, avem gardenia, avem o bază dulce. În bază seamănă foarte bine cu acesta. Dar totodată avem niște flori acolo care îl fac ceva mai feminin. Vorbim despre Aura Sensuel. Nu degeaba are acest nume. Și haideți să... Da, deci dintre cele trei, mi se pare că Aura Sensuel și Aura Apă de Parfum seamănă mai bine între ele decât seamănă apa de parfum și apa de toaletă, de exemplu, pentru că pe ele două le-aș purta la aceeași ocazie, le-aș purta în aceeași perioadă. Sunt niște parfumuri cu o bază dulce, pe când acesta este ceva mai proaspăt și pe el l-aș purta în perioada mai caldă, în perioadele de tranziție, cum este și aceasta între vară și toamnă, primăvara, vara... Chiar este ceva mai proaspăt. Cu izul acela verde pe care îl regăsim în toate cele trei parfumuri, dar diferit. Da. Haideți să dăm cu Aura Sensuel. Avem în deschidere gardenie și frunză de scorțișoară. Da. O să zic că simt un iz verde cremos, floral, o gardenie cremoasă cu o atingere verde, aș putea spune, dar nu un verde frunză, cum vă spun mereu că cele două nu miros a frunze verzi, ci miros a pulpă de fruct verde, cum ar fi kiwi. Întotdeauna mă duce cu gândul la un kiwi foarte, foarte copt. Ok, deci avem flori și o parte fructată. Haideți să vedem cum este și EDP-ul. O să-l pun aici, să le comparăm puțin. Acesta are în deschidere frunze de rubarbă și bergamot. Nu pot să zic că îl simt verde sau citric. Începe să fie și el la fel, un miros fructat, se simte un verde fructat.
Îmi place foarte mult această deschidere, este foarte aromată, dulce. Dulce, este dulce. Acesta este dulce. În mijloc avem note verzi, fructe, ylang ylang și floare de portocal. În continuare eu simt un verde copt, un verde fructat. O să-l pun și pe el deoparte și haideți să vedem cum miroase Aura Sensuel. Deja miroase, s-a dus într-o zonă mai lemnoasă. Să știți că nu are vanilia în compoziția lui, dar se simte dulce. Este un parfum dulce și Aura Sensuel. Cu siguranță are ceva dulce acolo, vanilie. Avem un santal cremos, dulce, o bază dulce, la un moment dat se îndulcește și mai mult, adică cu siguranță avem vanilie și în el. Apa de parfum este ceva mai fructată. Cât de bine miroase! Cât de bine miroase! Este atât de colorat acest Aura EDP. Pur și simplu este colorat în verde, copt, în fructe, verzi, coapte. Așa miroase. Haideți să testăm și apa de toaletă. Știți că eu le-am și purtat, adică le-am purtat pe piele și știu cam cum, în ce zone se duc ele. Avem o deschidere proaspătă. Și se simt, avem aici semințe de hibiscus, dar, na, nu știm noi cum miros semințele de hibiscus, aș putea spune că simt ceva aromatic. Se simt niște frunze verzi, dar de data aceasta nu verzi fructate, ci verzi. Frunze, frunze. Are un iz aromatic. Aromatic, proaspăt, verde. El se duce mai mult în zona de plante, verzi de frunze, nu neapărat în zona de pulpă de fruct verde. El se duce mai mult în zona asta de frunze și totuși eu în ultima perioadă nu, sau hai să zicem, vara aceasta nu am purtat prea mult parfumuri verzi care miros a iarbă verde, a frunze verzi, nu m-am dus în zona aceea. Însă, acesta este un parfum verde care îmi place și mie, care este proaspăt verde, dar diferit. Acesta îmi place, îmi place foarte mult, aș putea să-l port toată vara. Are ADN-ul acesta, adică ele seamănă într-un fel, doar că aceasta este varianta mai de vară a lui Aura Apă de Parfum. Este mai proaspătă, mai aromatică, mai verde, mai verde frunză, mai puțin decât verde fruct, dar are și el acolo. Se îndulcește și el până la urmă, dar devine și mai pudrat și niciodată nu se îndulcește ca și apa de parfum. Nu. Ok. Hai să mai vedem Aura Sensuel. Da. Avem așa o combinație de vanilie, cu siguranță are ceva dulce acolo, dar parcă se simte scorțișoară. Se simte ceva cald acolo, dulce, nu neapărat scorțișoară, dar în zona aia. Este dulce, este frumos, este intens. Întotdeauna am avut impresia că eu am Aura Sensuel apă de toaletă, nici măcar nu este, este tot o apă de parfum și aceasta. Miroase extraordinar de bine. Vă spuneam că ele două, cel puțin pe pielea mea, că eu le-am testat și pe piele, pe ambele, în bază seamănă destul de bine, se duc în aceeași zonă. Și acum simt că seamănă, însă pe acesta îl simt mai colorat. Și pe piele am simțit mai mult partea florală decât simt acum pe hârtie. Deci se simte partea florală din Aura Sensuel, iar aici simțim mai mult partea asta fructată, verde, verde copt. Vai, cred că m-ați înțeles perfect.
O să facem o recapitulare să mă înțelegeți mai bine. Da, este un parfum dulce, colorat, miroase a culoarea asta, a fructe coapte, de un verde super intens. E și el un parfum dulce, colorat, verde, fructat, copt. Haideți să facem o recapitulare. Aura Sensuelle seamănă foarte bine cu Aura Apă de Parfum, însă acesta are și ceva cald acolo în bază, are un fel de scorțișoară, ceva, un condiment așa cald. Seamănă între ele, dar sunt și diferite în același timp. Avem o parte florală, o gardenie superbă aici și foarte cremoasă. Este un parfum feminin și romantic și intens, dulce. Să știți că eu, înainte să-l cumpăr pe el, l-am luat blind. Am văzut că sunt persoane care spun că nu este dulce. Sunt și alte persoane care spun că nu persistă, dar persistă foarte bine, foarte bine. Și este și dulce, chiar dacă, da, avem și baza aceasta lemnoasă, de santal cremos, de un pic de scorțișoară sau nucșoară, parcă. Nu este chiar condimentat, dar este cald, este curățel, este lemnos, vanilat, chiar cred că are și vanilie în el, chiar dacă nu este listată. Acesta este la fel de intens, acesta este un parfum cremos și acesta este un parfum cremos, dar aici avem mai puțin, nu avem partea florală aici, aici avem mai mult o parte dulce, fructată, un fruct copt verde, cum este kiwi, dar un kiwi, cel mai copt kiwi pe care poți să-l miroși vreodată, este foarte aromat. Acum ele două cam seamănă când se usucă, dar tot simt că acesta este ceva mai fructat, mai colorat, este dulce, da, așa, și am ajuns și la apa de toaletă, care este verde și simt un iz aromatic. Un pic din verdele pe care îl simt în apa de parfum. Haide să zicem așa. Aura Apa de Toaletă este varianta de var. Varianta proaspătă, verde, care te duce cu gândul la o pădure verde, la o vacanță într-o pădure verde, nu știu cum e, cum vedem și noi pe la televizor în Bali sau pe internet, sau frunzele acelea, mă duce cu gândul la frunze din acelea foarte mari, la copaci foarte înalți, la o căsuță din aceea în copaci. Eu mă mai uit și la Blondrien și îmi plac clipurile acestea de travel, cam acolo mă duc cu gândul. Dar este mai proaspăt, este mai verde, mai aromatic și potrivit pentru perioada caldă, potrivit pentru perioadele de tranziție, deci el nu se îndulcește și nu devine fructatul care este în Aura. Pe cele două le văd cel mai bine purtate în perioada rece, în perioadele de tranziție, pun zilele de vară mai răcoroase, aș putea spune, nu când este caniculă. Sunt două parfumuri dulci, sunt foarte frumoase. Acesta este ceva mai fructat. Aici avem și partea asta fructată, dar avem și izul acela floral, avem gardenia cremoasă. Ele seamănă destul de bine în bază, dar tot sunt au bine. De aceea au și fost făcute două parfumuri diferite. Au același ADN, se pot purta, se duc în aceeași zonă, se pot purta la același eveniment, se pot purta în aceeași perioadă și sunt cu o bază mai dulce. Aici avem partea florală, este ceva mai feminin, ceva mai romantic și acesta este ceva mai fructat, mai copt, mai și el la fel de dulce, dar
Haideți să vorbim și despre favoritul meu. Favoritul meu este acesta. Aura Sensuel mă reprezintă cel mai bine pentru că îmi place foarte mult partea florală din el. Are o gardenie cremoasă și dulce în același timp, deci cumva mi se pare mai feminin. Acum, dintre cele două, preferatul meu este EDP-ul, însă nu pot să-l port pe acesta în perioada în care îl port pe EDT. EDT-ul mi se pare superb pentru vară, îmi place foarte mult, chiar l-am purtat și l-am simțit foarte bine pe mine, adică chiar dacă se duce în zona de iarbă verde, îmi place. Iar pe acesta pot să-l port în perioada aceasta. Toamna, iarna, este mai dulce, îmi place mai mult decât îmi place acesta în perioada rece, sunt pentru perioade diferite. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că m-ați înțeles și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri și mă găsiți și pe Instagram, aveți în descriere conturile mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!